ceva. Da, se vede mai bine, până și aici. Înainte de a citi cartea Doamnei Nicolescu, cred că știam la fel de multe, probabil despre Arsenie Boca, pe cât știți și dumneavoastră, înainte de a o fi citit, probabil. La sfârșitul lecturii am descoperit un om cu totul surprinzător. Am avut impresia că l-am întâlnit în carne și oase, că l-am urmărit de-a lungul foarte interesantei sale vieți, de-a lungul unui secol românesc foarte chimic, populat pe dictatori, de parveniți, de martiri adevărați. O figură pe care am simțit-o că este mult mai aproape de mine. Cred că Tatiana Nicolescu are acest dar de a reinventa cel puțin în România geografia documentară. Am asistat la un adevărat film panoramic al acestei vieți, cu culoare, cu sunete, care a început cu comete și cu zeppelinuri pe cerul României și care se încheie în biserica de la Drăgănescu. Nu este la prima carte de genul acesta în care se apropie și vorbește despre tensiunea între credință și instituția bisericii. Ne reamintim cu toții de Spovedanie la Tanacu, cartea din 2006. Și apropo de acest talent de a dramatiza, se reamintim că această carte a stat la baza scenariului filmului Ducă de Alu, care a câștigat premiul pentru scenariu la festivalul de la Cannes și pe care mai târziu sau mai devreme. Tatiana Nicolescu a dramatizat-o și a fost pusă în scenă de Andrei Șerban. A urmat apoi Nopțile Patriarhului în 2011, pe aceeași idee, cred, a tensiunii între credința adevărată și instituție. Îl însoțim pe Arsenie Boca și la Prisloc, și la Sâmbăta, și la Atos, prin cartierele Bucureștiului. Îl însoțim de mai bine de un deceniu în biserica de la Drăgănescu. Pentru prima oară am înțeles mult mai multe despre această figură pe care poporul a sunit-o până la urmă pe un piedestal al neamului, pentru că Tatiana Nicolescu ne oferă o cheie, după părerea mea, absolut inedită, și anume preocupările lui Arsenie Boca pentru teozofie, pentru ocultism, pentru yoga. Iar în acest periplu în care îl însoțim pe Arsenie Boca și în care asistăm la un moment dat și la apariția unui Hristos antropozofic, cartea se încheie cu o lectură excepțională, după părerea mea, fresh de la Drăgănescu, care constituie într-un fel cheia în care putem înțelege acest personaj. După părerea mea, este prima oară când această frescă, care este foarte prezentă în presa românească, este interpretată, cred, în adevăratul său sens. La final, Tatiana Nicolescu ne spune și de ce s-a apropiat de acest personaj. Carta nu va rămâne cu siguranță indiferent marelui public, cu siguranță adoratorii lui Arsenie Boca vor avea multe de comentat, au și început să o facă. Se spune că va fi o politică civilizatoră din care avem cu toții de câștigat și cu siguranță fruntașii bisericii vor fi nemulțumiți, știu deja, din ce mi-a spus autora că au existat deja opinii diverse. Dar până la urmă vorbeam de această figură a lui Arsenie Boca pe care noi toți am pus-o pe un piedestal. Cât de meritată este această sfârșire a părintelui Arsenie pe un piedestal, este cheia cărții, pentru că până la urmă la picioarele acestui piedestal suntem noi toți și odată cu părintele Arsenie a trecut printr-un secol complicat, cum vă spuneam, un secol al năzuințelor și al neputințelor noastre. Dacă nu avem mai mult nevoie de adevăratul Arsenie Boca sau alții de un Arsenie Boca așa cum și doresc, rămâne să aflăm cu toții. În orice caz, după părerea mea, această carte nu dă